Vasile Mustățea a mai fost criticat de conducerea PNL Giurgiu pentru unele acțiuni pe care le-a întreprins, iar picătura care a umplut paharul a fost atitudinea acestuia de la ultima ședință a Consiliului Județean, când a favorizat numirea unor membri PSD și ALDE în asociațiile de dezvoltare intercomunitară pentru iluminat, pentru gestionarea deșeurilor și pentru rețele de apă canal. Acest lucru a provocat încă o reacție fermă din partea copreședintelui liberal Gheorghe Ștefan. Dezaprob total atitudinea, comportamentul și acțiunile președintelui Consiliului Județean Vasile Mustățea, prin care a mijlocit prin metode cel puțin neortodoxe ca la conducerea acestor trei ADI-uri foarte importante pentru județul Giurgiu să fie numite două persoane de la PSD și unul de la ALDE. Vasile Mustățea intră sub incidența unor prevederi statutare, conform cărora se aplică sancțiuni pentru cei care aduc prejudicii PNL, favorizând alte formațiuni politice. Președintele Consiliului Județean ar putea fi sancționat chiar și cu excluderea din partid. De astăzi începând, politica Partidului Național Liberal, aici în județul Giurgiu, o facem noi doi și reprezentantul sau câștigătorul sondajului de opinie pentru primăria municipiului Giurgiu, care e de altfel și președintele organizației municipale. Oricine întreprinde acțiuni împotriva intereselor Partidului Național Liberal va suporta consecințe chiar și cu excludere. Actualul președinte al Consiliului Județean este suspectat de mai multă vreme de colegii săi din PNL că a acționat în sprijinul altor partide, inclusiv în ședința Consiliului, care a avut loc pe 13 noiembrie. În ședința respectivă, Vasile Mustățea a sprijinit numirea a doi consilieri PSD și a unuia de la ALDE ca reprezentanți în asociațiile de dezvoltare intercomunitară pentru iluminat, pentru gestionarea deșeurilor și pentru rețele de apă canal.